Am revenit. Iată, dragii mei, să mai facem câteva dedicații. Te rog, Ciprian. Vreau să spun la mulți ani și mamei mele, pe care o cheamă Elena, iubitei mele, bunicii mele, tot Elena, și viitoarei mele soacre de la Hunedoara, nu știu dacă ne prinde, poate pe internet, pe care tot așa o cheamă Elena. Vreau să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate și tot ceea ce îți dorește. Ce frumos! Diana poate are și o dedicație de făcut? Eu la fel. Idem. Pentru toți cei ce poartă numele de Constantin și Elena. Tu ești mai timidă. Consideră că suntem la o nuntă. Sunt puțin răcită și de asta. Da? Da. Oricum, am primit mesaje încurajatoare pentru voi. Vă iubește lumea. Mulțumim frumos. Așa. Alo? Alo, bună seara, domnul Berger. Bună seara. De la Turcinești. Purșa. Tocmai de la Turcinești, băi, frate. Deci, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Din străinătate, de la Turcinești. Da, din diaspora. De la Turcinești. Din diaspora. Din diaspora. Dincolo de pod. Mai sus. Da. Gelule, ce faci, Gelule? Eu crezi că tu dormi. Nu dorm, mă, pe cuvântul meu de onoare. Băi, vreau în primul rând să-ți spun că ești un om deosebit, un mare realizator al micului TV-ul. Da. Aduci în fața noastră oameni deosebiți, cântăreți buni, nu buni, foarte buni. Mă bucur. Pentru care vă numărați și dumneavoastră. Mă bucur, drăguțule. Trebuie să dau de băut. Păi nu dai de băut, că dau eu, că vin în parc acolo să ne întâlnim. Te lauzi de 10 ani că dai. Și dai doar bună ziua. Băi, eu nu m-am lăudat, vin chiar și dau. Las că, uite, tot zic, când o să trec pe la Turcinești, opresc la voi, să tăiem găina aia cu gâtul gol. Decât să o ia vulpea, mai bine să o mâncăm noi. Nu, mă, că eu am găi cu gâtul plin, nu gol. Tăiem și două găini. Ouă, găinile. Ia uite ce spune Barosana, tăiem și două găini, nu una. Bravo, pușe, bravo. Ai dorit să faci și niște dedicații, în primul rând pentru dumneavoastră, pentru fata mea Ileana de la Bumbești și nepoatele mele Bianca și Roxana, că a fost Sfântul Constantin și Elena, da. Pentru băiatul meu Adi, americanul. Așa, pentru... Da? Pentru soțul meu Gelu, pentru nașa mea diaconul Silvia din Târgu Jiu și pentru Eugenia Gârlu din Turcinești. Și aș dori ca să-mi cântați și dumneavoastră o melodie cu Gheorghe. Gheorghe, da, cere lumea. Când o să am prima dată formație live în studio, atunci promit că o să-l cânt. Atunci să cânte domnul Ciprian ceva cu la mulți ani, rog frumos. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Atât. Atât, bine, mulțumesc mult de tot și o seară plăcută. Să rămână. Și domnul, auziți? Domnul Ciprian, să nu uite că eu am făcut o fântână acolo, aproape de dânsul, că eu sunt fântânat. Aia de-a secat. N-a secat, bă, că a venit apa acum, ce ți pe tatăl dânsului cunosc numul foarte mult, e un om deosebit, e un caracter de om extraordinar și are o doamnă deosebită. Mulțumim frumos. Și eu nu știu, pentru mine muzica populară este viața mea și sufletul meu. Bravo, Geluțule! Pentru că nu, tu ești eu m-am săturat, auziți, domnul Berger, m-am săturat să văd de ăștia la televizor pictați pe gât, cercei nas, cercei mură, m-am săturat, domnul. Corect. Aduceți oameni pentru oameni. Corect, corect. Mulțumim mult de tot, la revedere și o seară plăcută. Săruna, săruna. Iată,
Vedeți că ziceți unii dintre dumneavoastră că la țară nu gândesc oamenii. Totuși gândesc oamenii și mă bucur că Gelu a scos în evidență aspectul ăsta negativ. Din punctul meu de vedere și al multora ca mine. Alo? Alo? Adrian, predă legătura. Alo? Alo? Să trăiți mult și bine cu cine vreți, domnul Berger. Ana Oproiu de la Lelești. Cu una singură. Cu una singură, nu pot atât. Dar n-am cu una, treaba noastră. Cum? E ziua ginerelui meu. Da. Care iubesc foarte, foarte mult. Da. Așa și aș vrea ca domnul Tapot al Mic, care a cântat la nuntă și care a crescut cu fata mea. Și a fugit cu mireasa. Nu, nu, nu. Și cu mireasa. Da, de mult. Era mic și frumos ca și acum. O pup și-o pe... Noi am trăit cu familia ta, potă, și sper să trăim în continuare, nu? Da. Deci pentru ginerele meu, cu toată dragostea din lume, de la soacră, vă dați seama. Așa? Pentru Maria drag. Rotaru, nepotul meu, care a făcut și el o frumoasă vârstă acum o săptămână sau cât dracu. La mulți ani să fie sănătos. Să fie în continuare. Să ne trăiască familia ta potă în continuare și să se mulțească, să fie la fel, la fel de vestiți ca și până acum. Deja se lucrează, se lucrează la copilaș. Să dea Dumnezeu să fie bine. Pentru Ermina Isuf și nepotul meu Alin Isuf, iar pe care iubesc mult de tot, și pentru dumneavoastră, că sunteți un drăguț. Vai de mine, vai de mie, nivăi. Da. Ce ai zis, puiule? Mario, ci că aveți o doamnă drăguță, mi-e frică să nu ia nevasta lui Ciprian. Mario este copilul Nicoleta Cipriani, așa că stai liniștit. Da, să luăm ăla, știu. Bine. În continuare, eu vă doresc succes. Dumneavoastră, un weekend plăcut, domnul Belgă, și tot ce vă doriți. Tot ce doresc eu. Da. Bine, să rămâinile. Apropo de înmulțit, nu știai, dar Diana e însărcinată. Nu se poate, iată o veste minunată. Da. Deci facem botez, când? Păi când facem și nunta, nu? Păi... Cred că mai devreme. Vorbești la microfon. Cred că mai devreme. Păi de asta zic. Exact. Să mă îmbăt cu Vasile și să stau în podul șoprului în fân, cum am mai stat odată. Alo? Să trăiască domnul Berger. Și dumneavoastră. Pare cunoscută vocea. Ia să vedem dacă l-ai zicit, domnul Berger. Hai să mai vorbim puțin. Hai să mai vorbim. Hai să vorbim. Nu, mai uitat, domnul Berger, de când v-a surat. Cum? M-ați uitat de când nu v-am sunat. Domnul Fota de la Dănciulești. Așa, mulțumesc de recunoaște, domnul Veri. Neanicule, ce s-a întâmplat cu matale? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nici de... acum cu muncă, cu vasta. Nu... Mă duc cu vaca, nu mai am timp acum. Măi. Și acum reușiți să le închizi mai din vreme și să urmărești emisiunea. Vă închisei, da? Da, domnule. Dar nu râde vaca când o trage țâță. Ba râde. Râde. Râde că dacă te părinte pâine, mănâncă și ia să râde la mie. Iau, săraca de-a. E bine că e veselă. Ea nu trece prin tranziție. Domn Berge, ce le face, domnule? Neanicule, ce să fac? Să fiu sincer. Sunt puțin supărat, că asta e viața. Nu trebuie să fii supărat, că faceți tensiune. De vreo 3-4 zile am o supărare în suflet, dar sper să treacă. Care nu avem? Toți avem, domnule. Cum? Toți avem câte o supărare, da? Este adevărat, este adevărat. Deci, bună seara și invitația dumneavoastră cântă foarte frumos. Bună seara, mulțumim frumos. Sănătate, numai bine. Așa, ce doresc eu la dată, domnule? Ce-ți doresc eu ție, dulce, numai... Românie?
nu mai zic mai apă muzicală, zic toate melodiile din seara asta. Da. Să fie pentru familia mea. Da. Prieteni. Da. Toți cosătării Bensulestului. Da. Așa, pentru dumneavoastră, pentru regie și pentru tot ce se uită la Tele3. Neanicule, sincer, mă bucur că e sănătos și asta mă bucură cel mai mult. Că a rămas așa puțin surprins ce se întâmplă cu Neanicu, de nu mai sună. O să mai sună, mă zic. Că vezi că în ziua de azi pot să fie acum și mâine să mă întoarcă Dumnezeu cu botoșei la soare. Deci nu pot să mai fi sigur pe viață, ziua de azi. E viața. Păi atunci când am fost bolnav, vrea să mor fără să am nimic. N-am avut în viața mea o zice ce-s făcută. Și era gata, gata să mă duc. Neanicule, pune frână, pune frâna. E pusul deja, domnule. E pusul deja. Doamna, ce face Neanicule? Doamna, să uită la noastră, cu mine. E lângă matare în pat? Da, lângă mie, păi, nu am și eu atâta fome. Luați aminte. Neanicu are 60, cât are Neanicu la matare? 70. Mulți înainte. Și încă e cu doamna în același... În pat. În pat. Lângă ea, bineînțeles. Neanicule, deci... Ce să mai... Ești un om... Să folosesc un jargon. Ești un om în vână. Băi, așa o trebuie. În vână, în vână. Bine, Neanicule. Să-ți dau noi sănătate. Bună. Sănătate, seara bună. Sănătate, bă. Mâine... Mâine, Alin, Țolea și Maria de la Prigoria au cununia religioasă, adică o nuntă minunată pentru Dorina, pentru maică-sa, pentru Vasile, pentru taică-sa, multă sănătate, pentru socrii lui, să vă dea Dumnezeu sănătate și casă de piatră. Pentru serviciu circulație, băieți, trebuie să vă transmit, m-am făcut băiat cu minte, m-ați lecuit, ia uite. Nu mai, gata, sunt băiat cu minte. Că mai mă duc pe la un prieten, dar nu la volan, nu. Deci, în casă, la om, ai, nu pot să stau să le la volan, dragii mei, niciodată să nu consumați băuturi alcoolice. Vă rog din suflet. Pentru că răul nu știi când vine. Cum a venit și la mine. Alo? Bună seara din nou. Scuze pentru deranj încă o dată. Am uitat să dau o dedicație pentru fratele meu care pe 20 a fost ziua lui. Îi transmit multă sănătate, fericire și un sincer la mulți ani. Pentru vecina mea, Constanța, care a fost plecată la București și n-am putut să iau legătura cu ea. Pleacă tanța la Constanța. A fost ziua ei și doresc multă sănătate, multă sănătate. Pentru doamna Ioana. Doamna Ioana, dacă m-a auzit, multă sănătate. Deja te-a auzit, că mi-a transmis mie. Da. Și toate dedicațiile, toate melodiile din astă seară să fie pentru toți cei care ascultă din Rovinari și de la mine pentru tine, Berger. Mulțumesc. Mulțumesc. Bine, o seară bună. O seară minunată. Iată, dragii noștri, suntem urmăriți din Anglia, prietenul meu, Vali Loampă, ne privește, Vali, să-ți dea Dumnezeu sănătate și din partea lui Vali, prin intermediul meu, transmit direct la familia Coardă în casă, la Stejari, și familia Loampă, tata lui Vali, care petrec la ora asta la Stejari, multă sănătate din Anglia. Dragii mei, sper că sunteți pe recepție. Să vă dea Dumnezeu sănătate și Vali, te așteptăm acasă. Vă așteptăm acasă. Alo? Alo, bună seara. Din Anglia? Nu, din Târgu Jiu. Din Târgu Jiu, domnul Berger. Da? Da, mi-ai fost coleg de clasă. La școala de corecție?
Nu, nu, nu. Da unde? La liceu. Liceu. Am făcut eu liceu? E. Unii zic că nu. Bine, am spus să nu. Dar culmea, am luat și bacul. Am luat, am luat. Și din prima. Adu-ți aminte când îi cântai la doamne de biologie. E. Nu trebuie să... Așa nu e. Nu trebuie să dăm din casă. Aș dori eu, așa e, bineînțeles, aș dori eu o dedicație muzicală specială pentru soțul meu Nicolae, da. Să-i dea Dumnezeu sănătate multă, să dea Dumnezeu. Că a fost alături de mine în clipele cele grele. La toată lumea, în special la tinerii din platoul dumneavoastră, dumneavoastră sunteți un om minunat, un realizator foarte bun de emisiuni. Și să o țineți tot așa în continuare. Vă mulțumesc, doamnă. Vă mulțumesc. O seară plăcută vă doresc. O seară minunată să aveți. Dragii mei, cu părere de rău spun lucrul ăsta, pentru că am un prieten în convalescență și a rupt săracul două degete la picior și stă cu picioarele acum, cu piciorul ridicat pe, ca să îi se tragă, știți, umflătura. Titere, îmi pare rău, asta e viața, trebuie să trecem și prin bune și prin rele. Deci pentru Roșoiu, pentru Titel, pentru Tania, pentru Robică și pentru fetița lor, multă sănătate, să vă dea bunul Dumnezeu. Și mâine la Vasila Cram. Și pentru prietenul meu, Fugarul de la Cărbunești, multă sănătate, Ioane, să-ți dea Dumnezeu. La toată familia ta și ție. Alo? Bună seara! Bună seara! Și eu vreau pentru domnul Fugaru să dau o dedicație. Ia-o-s! Gând la gând cu bucurie. Păi da, Marcel Romanescu sunt la telefon, domnul Verbia. Bună seara, domnul Marcel. Domn Marcel, ce faceți, domn? Stau de o oră să vă mai băgați un fir, că nu mai pot făcui telefonul. Mi se să-mi arătați degetul ăla care cu bășica. Da, o să vă arăt când ne întâlnim. Pentru că am pe asta mică și este disperată. De o oră mă ține lângă telefon, lângă un telefon mobil pe care îl descărcai de două ore. Așa că sărăcuța. Două linii, cumva, două linii ca să putem intra în direct. Că uite, acum nu mai vrea neapărat să vorbească cu dumneavoastră. Cred că o duc spre muzică populară, că văd că e îndrăgostită de... Păi de o iau într-o emisiune, uite, vinerea viitoare. Păi nu, 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 vreau să o duc, să o inițiez, că nu știu cum stă cu vocea, dar văd că... Îi place și eu sunt foarte fericit că îi place muzica populară. Bine că nu-i plac alte genuri, dar de muzica populară chiar sunt încântat. Corect. Trebuie să iubim ce ne-a lăsat strămoșii noștri. Așa este, așa este. Vreau și eu să salut invitații noastre. Pe Ciprian îl știu de foarte mult timp și mă bucur că l-aveți în emisiune. Și, pe și eu vă salut cu mare drag. Viitoare soție, mă bucur din suflet că îi văd la televizor. Am intrat și data trecută când au fost părinții lui Ciprian și mă bucur că am reușit și atunci să intru, da, că văd, da, că comunicațiile astea, mai ales pe emisiunea noastră, sunt foarte dificil de rezolvat. Și înainte o să vă spun eu, o să vă spună fiica mea că vrea neapărat să vorbească cu dumneavoastră pentru cine vrea să dea dedicație. De aia, Roberta, vino tata. Da. Hai da. Cu lui domnul Berger. Să rămână! Oh, puiule, ce faci, măi, puiule? Bine. Nu te-ai culcat la ora asta, puiule? Nu. De ce? Mă uit la emisiune. Da? Da. La naiba. Iar am zis la naiba. Da, să fac dedicație. Da. Pentru unchiul meu. George Romanescu. Da. Da. Care acum două zile a făcut 38 de ani. Mulți înainte, draga mea. Am văzut că m-a sunat extraordinar de multe ori, m-a sunat și m-a invitat să bem un suc. Să-i spui că îmi cer scuze că n-am putut să-i răspund. Da? Te pup! Nu se poate! Și eu te pup pe tine! Vorbim mai târziu!
Cum? Oricum, în 2016 o să facem emisiune direct din sediul primăriei, când ajunge domnul Romanescu, primar. Doamne ajută! Deci, pentru doamna Suzana Tatiana Cupă, multă sănătate, să vă dea bunul Dumnezeu. Pandurii mei, pregătim o melodie, că avem un telefon? Deci haideți să băgăm o melodie repede, băieți, o melodie, două. Ciprian, haideți copii, haideți, că ne prinde noaptea. Tati băiat, mă, cât de mult te-am așteptat, mă, dar știi ce mult te-am dorit, visul mi s-a împlinit, mă. Are tata băiețel, ai grijă, Doamne, de el, mă. Și lui să-i dai sănătate, că băiatul mie averea, nădejdea și mângâierea, că o să-mi calce urmele și o să-mi poarte numele, mă. De-acum știu care-i anume rostul meu pe această lume. Rostul meu e să te cresc, pentru tine să muncesc, mă. Are tata băiețel, ai grijă, Doamne, de el, mă. Și lui să-i dai sănătate, că băiatul mie averea, nădejdea și mângâierea, că o să-mi calce urmele și o să-mi poarte numele, mă. Băiețelul meu cel drag, mă, când știu că mă aștepți în prag, mă, nu mai simt nicio durere, când dai curaj și putere. Are tata băiețel, ai grijă, Doamne, de el, mă. Și lui să-i dai sănătate, că băiatul mie averea, nădejdea și mângâierea, că o să-mi calce urmele și o să-mi poarte numele, mă. Thank you.
poate un cinstit l-ar crede, dar eu știu destul de bine pe cine ți-e lângă mine. Dacă nu iubește crapă și din mână cum îmi scapă, e cocoșul satului, dar fața mea se dă cu. Crede că are noroc, dar-i găsesc cap de cojoc. Dacă mai face la fel, fac și eu ce face el. Crede că are noroc, dar-i găsesc cap de cojoc. Dacă mai face la fel, fac și eu ce face în direct. Iată, dragii mei, de la Madalina din Călești, pentru soțul ei și pentru băiețelul ei, multă sănătate, să-i dea bunul Dumnezeu, de la Luminița Băluță, de la Bălești, unde se face varza cât capul boului, pentru unchiul ei, Alinoiu Costel, multă sănătate, pentru mama Elena Aninoiu și pentru bunica, pentru bunica, doamna Aninoiu, multă sănătate, să vă dea bunul Dumnezeu. Avem un telefon cu taci? Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, am auzit? Bună seara! Sunt Simona din Târgu Jiu. Simona! Și vreau să fac o dedicație pentru părinții mei care în fiecare seară se uită la dumneavoastră. Și cum mă văd, domnișoară? Ei, foarte bine! Așa cum sunteți dumneavoastră. Acum?
Da. Să țineți tot așa cu emisiunile dumneavoastră frumoase. Da. Să aveți multă sănătate. Mulțumesc. Și v-am zis o dedicație pentru părinții mei, Cojocarul, Gică și Rodica. Care se uită la mine acum. Exact, da. Tu să nu-i de ochi. Și multă sănătate dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Mulțumim frumos. Mulțumim, domnișoară. Multă sănătate, la revedere. Să ne dați adresa, strada, pe unde să veniți, să uite, vin cu Ciprian acum și cu iubita lui să vă cântăm ceva la ușa apartamentului. Da, cum să nu, vă aștept cu mare plăcere. Moș Crăciun. Vă aștept, știi? Cum din să mai. Nu. Moș Crăciun din mai. Bine, sărumâna. Bine, seară bună, la revedere. Sărumâna. Vă iubește lumea, fratele meu, vă iubește lumea ce o să apărăi. Și noi iubim pe ei. Cu nunțile gustați? Bine, bine. Vedeți. Uite, că vă sună un telefon. Am zis telespectatorii să vă întreb cam cât luați la o nuntă, așa. Cât ce? Da. Cât ce? Câte copeici? Asta, depinde. Mai mari, mai mici. Acum de... Stai că avem... Alo? Alo? Da, vă rog. Să trăiți, domnul Belger. Și dumneavoastră. Mihai Băbăligia de la Baia de Fier. Da, domnul Mihai. Ce faceți? Bine, nu? Dragul meu prieten, doar ce am închis eu animalele și am venit la emisiune. Da, mi-am închis eu drujbele și... Cum e cu lemnul? Nu, e bine. Greu e lucru cu bușteanu, pădure, pădure, treaba e că iasă banu, pădure, pădure. Dar acum am înțeles că a pus GPS pe copaci. A pus GPS la... și pe telefoane. Asta de mult. Dar am înțeles că acum cu satelitul te vede exact cum e lemnul și îl... Da? Da, e și un banc, știi, care-i fac și care-i fac oaică, e o problemă. Dar nu acum, nu putem spune. Nu putem, nu. Marca, să... pentru... Așa. Îți place ție cel mai mult în viață și pentru copiii mei, gemenii mei, băia și fată. Să străiască, să fie fericiți. Și toată familia ta. Bine, doresc sănătate. Bine, dragul meu. Și să-ți meargă firma și... să poți să creezi niște locuri de muncă mult mai multe decât ai acum. Și decât am avut. Exact. Bine. Bine, sănătate. Drăguțule. Sănătate. Să-mi spune și mie, dragii mei din regie, cam câte minuțele mai avem și noi să știm cât mai vorbim cu stimabilii noștri telespectatori. 17 minute. E ok. Bine, introduceți-mi telespectatorul pe fir să-mi intre în ureche. Alo? Alo, bună seara, mă cheamă Geta din Fojeni. Cum? Geta. Geta, bioenergeta. Da, da. Da. Da, vreau să dau și eu cu Mirela Petran. Cu ce? M-am ales în viață. Cu ce m-am ales în viață? Cu ce te ales, Getuță? Cu ce m-am ales în viață? Cu ce? Nu știu. Cu ce, dragă? Cu ce te-ai ales? Cu nimica. Păi și atunci? Și atunci de ce strângem averi, draga mea? Da, da. Cum? Da. A strângem pentru copii. Pentru copii. Păi de-aia ei n-au mâini să muncească. Muncește și ei. Getuța, dau cu sapa, dau? Dau, dau. În picior? Da, da. Dau și în picior. De unde ești, drăguță? Zona, din zona. De unde? Din Cojeni. Din Cojeni. Din Cojeni. Da, am cântat cu dumneavoastră la Cosmin.
Da, Getuța, cânte-ne o strofă dintr-un cântec, să audă telespectatorii noștri ce voce minunată ai. Da. Ia. Am făcut la viața mea. Am făcut la viața mea și bune și rele, dar mă mândresc cu ceva, sufletele mele. Ele mi-a dus alinarea și mi-a lintă supărarea și le-aș da orice mi-ar cere, că fetele mele. Altceva, altceva, draga mea, asta parcă s-a auzit crind. La ce, doamne, prunele, se umple cazanele. Mamă! Să cu mândruța, dragă, să bem în fără, numai un om mitite, să se mătă, atunci ea mea mândruța. Bravo! Nu m-ai convins! Da, da. Păi la cutanța, știi? Îl știu, dar l-ai uitat. O strofă. Sau ăla cu Cogin. Nu știu, e mai greu. Hai să cântăm amândoi în duet. Vrei? Da, da, da. Dă, mândruță, gura ta. Dă, mândruță, gura ta. Păi nu cere tu pe-a mea. O cerui eu pe-a ta, tu dă-mi răspuns dacă vrei sau nu. Dă, mândruță, gura ta. Eu s-o dau chita mea. Dă, mândruță, ochișorii. Dă, și eu să-i dau pe-ai mei. Dacă-mi dai neică gălbiorii, sau cum să zicem? Dă, mândruță, buzele. Că și eu îți redau pe ale mele. Bravo. Bravo, te-ai descurcat de minune. Vinerea viitoare te iau în emisiune. Da, 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 da. Să da, te, da. Te pregătești. Da. Deci, da. Vinerea viitoare sun la... Da. Sun în regie, unde sunați și acum, da? Vreau să mă duc la Belge la emisiune. Da, da. Dar, draga mea, vii de la Cojeni, călare pe cal. Da. Îmbrăcată în straie din astea, da. Gorjenești. Da, da. Și bași calul în taxiu. Da, da, da. Deci? Da, da. Să nu vii cu poneiul, cu calul. Da, da. Da? Da, da. Da, da. Cui? Să pentru un prietenul meu fost, pe drumul Sibiului. Pe drumul Sibiului? Da, da. Ia cântă puțin, că nu știu, n-am auzit melodia asta. Nu știu. Nicio. Păi nu știu. Getuța, ia mai zi o melodie, ceva, că uite, vor invitații mei, este mai audă. Da, da, așa vrem, să vrem. Ia! Hai să bem, să bem, să bem, să vedem ce minte avem. Bă, bă! Bem, bem, până așa. Bem, bem! Trezurem lanț până ne trezim în șa. Bem, bem! Da. Bravo! Nu ne mai pupăm! Da. Noapte bună! Mulțumesc! Să rămână! Da. Getuța, dragii mei, cei care vreți să o luați la nuntă, vă rog, Getuța din Cojeni, ați văzut ce voce minunată are. Făget? Nu Cojeni, Cojeni. Tili, cum a zis, Făget sau Cojeni? Făget? Unde-i Făgetul ăsta? Nici eu nu știu. Bine, câte melodii mai avem pe CD-ul ca să... Doi melodii? Deci, doi melodii. Doi melodii. Păi înseamnă că ne încadrăm la fix ca să putem să mai facem câteva dedicățuri. Ha? Da, pandurii mei, s-a făcut ziua.
Deci, dragii mei, iată pentru domnul Gigel Pupăză de la Novaci, pentru Ciufli, prietenul meu Ciufli de la Novaci, să-ți dea Dumnezeu sănătate, pentru fratele meu, că asta e, ieri a fost ziua lui de nume, Costică, multă sănătate să-ți dea Dumnezeu. Iertați-mă, dar trebuia să-i fac, pentru că e fratele meu și trebuia să-i fac și lui o dedicație. Niciodată n-am îndrăzit să fac dedicație la frați, la rude, pentru că nu vreau să monopolizez o emisiune. Și vedeți că totuși îmi mențin o etichetă așa de bun simț. Deci, domnul Coardă, un mesaj. Vă uitați la noi acum. Mi-a transmis Vali din Anglia că i s-a blocat internetul, dar sper că ați auzit dedicația transmisă de el și să vă gândiți și la noi când beți din apa aia minerală. Putea să ne anunțați mai din timp, treceam și noi pe la stejari și după aia veneam la emisiune mai îmbujorați la față, mai cu poftă de viață, dar asta e. Data viitoare. Pandurii mei, haideți să ascultăm o melodie, după care ultima melodie va fi pe final, da? Bine, pandurii mei! Ca cu mine la masă, asta zi de sărbătoare, neamul de la mine mare. Am sarmale și friptură, am testulă, băutură. Hai turnați în paharele, să ciocnim și noi cu ele. Mă rog de sufletul meu să vă țină Dumnezeu, sănătos și plin de bani, ai noroc și la mulți ani. Ce vă doriți, să trăiați ce iubiți, mă rog și pentru dușmani, să trăiască la mulți veselie, dacă-i chef, pe chef să fie. Tractovinul din butoaie, pe proțap am pus o oaie. Învârtim ușor proțapul, ven și nu ne doare capul. Mă rog de sufletul meu să vă țină Dumnezeu, sănătos și plin de bani, ai noroc și la mulți ani. Să aveți tot ce vă doriți, să trăiați ce iubiți, mă rog și pentru dușmani, să trăiască la mulți cu fiecare, că ce-i drasul lângă mine și mă simt atât de bine. Sărbătorile ne adună să petrecem împreună, să ne mai vedem la față măcar la un an din viață. Mă rog din sufletul meu să vă țină Dumnezeu, sănătos și plin de bani, ai noroc și la mulți ani. Să aveți tot ce vă doriți,
să trăiască cei iubiți. Mă rog și pentru dușmani să trăiască la mulți ani. M-ați luat prin surprindere, copii. Deci, mesaje. Dragii mei, trebuie să... Iată și pentru prietenul meu Săvoiu de la Scoarța, multă sănătate, și pentru Poștașu și pentru Pufi, să vă dea Dumnezeu sănătate, pentru Camelia ta, Potăla Naiba, am drăzit să trimite mesaj. Ce tupeu are Camelia, sincer, are un tupeu fantastic, cum m-am drăznit? Te salutăm, Camelia. Da? Și pe Mili, și pe Florin, și pe Antonia, și pe Codruț. Știm că vă uitați la noi și vă pupăm pe toți. Da, să uită cu drag. Da. Pentru Marii Leoampă mi-a trimis un mesaj fantastic. Dacă l-aș citi, cred că îți spun eu că v-ar scoate lumea afară din comună. Așa. Pentru... Dragii mei, trebuie să mă înțelegeți și pe mine că sunt atât de emoționat, sincer, nu mă știu ce să mai fac. Ai o vârstă, te înțelegi. Hai, dă-ți peste gură. Cum poți să spui așa ceva? Este adevărat, dar... Nu ești bătrân, ești născut de mult. E, râs, tău, Cipriene, de... Toți ajungem acolo, stai liniștit. Exact, râdeți de... Așa. Din partea lui Aurelia, de la Suseni, cred că Suseni zice acolo... Da. Suseni, lângă Lelești. Lângă, nu, peste deal de Lelești. Cum mult la Dobrița, acela poale da, de Dobriței. Știu unde. La Suseni. Pentru fetița ei, Roberta, multă sănătate și am înțeles că a învățat o melodie și a făcut un negativ. Probabil o să o luăm la o emisiune. Și ne le termină cu telefoane, că nu pot să răspund la telefon în direct, dragul meu, că râde lumea de noi. Nu pot. Da? Tu, Ciprian, dacă mai ai vreo dedicație de făcut, te rog. Poate eu mai... vă pup pe toți telespectatorii, toți cei care vă uitați la noi și vreau să vă transmit toate cele bune, să ne vedem cu bine, ori de câte ori avem ocazia și numai în situații fericite. Doamne ajută! Exact. Și... lui Vasile, lui prietenul meu, Vasile, trebuie să pregătești într-o zi, mai gândește-te și la noi, pentru că viața e scurtă. Să ne întâlnim prietenește cu toți, să mai facem o muzică, să ne mai... Deschidem. Exact, să ne mai amintim de timpurile bune. Pentru că, sincer vă spun, am început să uităm de prietenie, am început să fim mai reci. De când eram odată, de cum eram odată, mi-amintesc că altfel eram înainte și parcă ne-am schimbat total, nu știu de ce, parcă așteptăm ca mâine să fie sfârșitul. Hai să ne mai gândim și la viața noastră, să ne ajutăm între noi, să nu mai fim invidioși unii pe alții, că altul se descurcă, e treaba lui. Hai să încercăm să ne descurcăm și noi. Bine, că eu am ciudă pe cei și să citez pe fostul președinte. Mi-e ciudă pe hoți. Este adevărat. Trebuie să trăim toți în țara asta și să încercăm să ajutăm și pe ceilalți să simtă că se poate trăi nu foarte bine. Bine, la linia de plutire. Dar hai să-i ajutăm și pe ceilalți care poate nu-i duc ce mintea pe unii, alții nu vor să muncească, dar hai să-i ajutăm noi să muncească. Și asta e. Deci, ascultăm ultima melodie, dragii mei, să vă dea bunul Dumnezeu sănătate și ne întâlnim vinerea viitoare. O seară minunată!
cu veselie. Și mesele sunt bogate, la mulți ani cu sănătate. Cântă lăutare, cântă, ca azi petrecem la nuntă. Hai să mai urăm o dată, pentru mica să de piatră. Noi cuvinte cu răchie, că-i nuntă cu veselie. Și mesele sunt bogate, la mulți ani cu sănătate. Cântă lăutare, cântă, că azi petrecem la nuntă. Hai să mai urăm o dată.